Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană. Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, trecem la tema noastră de astăzi și anume taina Sfântului Maslu, ce ne spune Biblia. Este una din cele 7 taine sau sacramente ale Bisericii Ortodoxe. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim puțin asupra tainei Sfântului Maslu, să vedem ce este această taină, ce ne spune Biblia. A existat ea ca practică în perioada apostolică, în perioada primilor creștini sau nu? Și care este efectul ei asupra vieții noastre personale, asupra fiecăruia dintre noi? De altfel, o scurtă prezentare a structurii tematice a subiectului pe care urmează să îl abordăm. Citesc acest cuprins, preliminarii, apoi punctul 2, anticiparea și instituirea tainei, ce ne spune Vechiul Testament și ce ne spune Noul Testament în acest sens, practicarea tainei în epoca apostolică și obiecții împotriva tainei Sfântului Maslu. Aceasta este structura pe care o vom aborda. Să știți, iubiții mei, că este foarte important să știm, mai ales când este vorba de taine, ce spune Dumnezeu despre ele, nu atât ce spune omul. Ce scrie în Sfânta Scriptură, ce este descoperit de Dumnezeu cu privire la tainele la care participăm și care definesc viața noastră a creștinului. Despre importanța tainei botezului am vorbit. Prin ea ne naștem în biserică, în trupul lui Hristos și am spus că această naștere din nou este mai importantă decât cea biologică. Pentru că prin cea biologică venim la viață, venim în această lume, intrăm în acest univers creat de Dumnezeu, dar prin taina botezului ne naștem în trupul lui Hristos și devenim o parte, așa după cum poate vă amintiți, devenim o parte sau un membru al trupului lui Hristos. Taina mirungerii, dacă vă mai amintiți, ne împărtășește o întreagă gamă de daruri și de haruri, de harisme absolut necesare creșterii noastre duhovnicești și necesare vieții noastre cotidiene, iar apoi taina mărturisirii, ca să facem o scurtă privire în urmă asupra temelor abordate, taina mărturisirii, cea care ne împacă cu Dumnezeu. Și vă mai amintiți, când am abordat această taină a spovedaniei, cât de importantă este ea în viața noastră, în relație cu Dumnezeu, dar nu numai cu Dumnezeu, ci și cu fiecare dintre cei de lângă noi. Apoi taina Euharistiei, cea care ne unește deplin cu Iisus Hristos, devenind, așa cum am spus, citând un text din Epistola către Efeseni a Sfântului Pavel, una cu Iisus Hristos. De ce este importantă taina Maslului, vom vedea acum. Și acum, prima problemă, cea legată de preliminarii, să vedem ce este taina Sfântului Maslu, foarte pe scurt și pe înțelesul tuturor. Taina Sfântului Maslu, pe lângă faptul că este una din cele 7 taine, așa cum am spus, ale Bisericii, este o lucrare în numele Sfintei Trăimi, o lucrare spirituală în numele Sfintei Trăimi, adică în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, nu în numele lui Iisus Hristos sau numele Duhului Sfânt sau numele lui Dumnezeu Tatăl, ci numele Sfintei Trăimi. Pentru că toate persoanele Sfintei Trăimi sunt invocate pe parcursul slujbei acestei taine. Ce se întâmplă, de fapt, în această taină? Se împărtășește în chip nevăzut harul lui Dumnezeu, cel pe care nu-l vedem, dar pe care îl percepem în viața noastră. Adică se împărtășește creștinului care participă o putere,
Dumnezeu transmite o putere, creștinul primește o putere, un har nevăzut prin participarea la această sfântă taină a Maslului. Iar acest har nevăzut are ca efect, după cum vedeți, iertarea păcatelor, dar atunci când vom aborda textul important din Noul Testament referitor la efectul tainei Sfântului Maslu, am să vă spun ceva legat de o posibilă întrebare pe care v-ați spune-o, și anume, ce păcate se iartă în taina Maslului și dacă se iartă păcatele în taina Maslului, de ce ne mai spovedim atunci? De ce mai este importantă taina Sfintei Spovedanii? E o întrebare logică, firească, pe care fiecare dintre dumneavoastră vă puteți spune. Și apoi, efectul următor, în urma venirii darului sau harului nevăzut, acestei puteri a lui Dumnezeu asupra noastră, se referă la tămăduirea trupească și sufletească. Acest har nevăzut ne vindecă și trupește și sufletește. Iarăși poate vă întrebați, deschid numai întrebarea sau amintesc numai întrebarea răspunzând în final la ea. Dacă vorbim de harul tămăduirii trupești, fizice, de ce nu se vindecă toți bolnavii care participă la taina Sfântului Maslu? Pentru că vedem că participăm, sunt atâția bolnavi care participă, dar nu se vindecă toți. Am să răspund la sfârșit. Dar ceea ce vreau să spun acum legat de acest al doilea efect al harului nevăzut, împărtășit nouă tuturor prin taina Sfântului Maslu, este cel legat de bolile sufletești, de suferinzii sufletești. La taina Sfântului Maslu nu trebuie să participăm doar cei care poate într-un fel sau altul suferă trupește. Taina Sfântului Maslu nu este doar pentru cei bolnavi trupește, fizic, biologic, ci și pentru cei bolnavi sufletește. Să știți dumneavoastră, și spuneam și altă dată, că suferințele sufletești sunt mai grele decât cele trupești. Sunt mai greu de dus. Poți foarte bine să duci o neputință trupească dacă ești foarte bine fortificat sau întărit sufletește. Dar oricât de tare ai fi, oricât de robust ai fi, oricât de sănătos la trup ai fi, dacă suferi sufletește, totul este în regulă și parcă puterile fizice te-au părăsit. Așa se face că cei mai mulți care iau calea sinuciderii, nu o iau datorită suferinței trupești, ci datorită neputinței sufletești. În sensul că nu mai au încredere în Dumnezeu și în ei înșiși. Nu mai au echilibru sufletesc. Și atunci durerile trupești copleșesc. De ce spun că suferințele sufletești sunt mai grele decât cele trupești? Pentru cele trupești mergem la medic, găsim o farmacie, găsim un medicament, găsim o tabletă, o pilulă, o injecție și pentru o bună perioadă de timp ele pot să aline aceste dureri pentru un ceas, pentru două, pentru trei, pentru o zi, pentru o săptămână. Pentru cele sufletești nu există farmacii în calea noastră. Și cu toate acestea, există cea mai mare farmacie, care este biserica. Acolo găsim un leac tămăduitor pentru orice suferință sufletească, pentru orice neputință a sufletului. Acolo găsim rugăciunea, acolo găsim împărtășirea cu Iisus, adică acolo putem lua pe Iisus ajutor și soțitor în viață și acolo putem să găsim un sfat sufletesc, un sfat spiritual care poate să ne ajute enorm de mult venit din partea preotului. Știți foarte bine că de cele mai multe ori cuvântul face mai mult decât medicamentele. Un cuvânt bun, un sfat bun, un cuvânt de încurajare face mai mult decât un card de medicament. De aceea un cuvânt bun te echilibrează și te ajută să găsești enorm de multe resurse în viața ta, acolo unde credeai că totul a secat și că toate puterile te-au părăsit. De aceea,
la taina Sfântului Maslu nu trebuie să participe, așa cum spuneam, doar cei bolnavi, trupește, care se văd, ci și cei care suferă sufletește și pe care adesea mai puțin îi putem vedea. Mai puțin îi putem cunoaște. Pentru că aceste suferințe sufletește consumă în interiorul omului și de cele mai multe ori omul le ascunde din diferite motive. Consumându-se în el însuși, îți dai seama că ceva nu este în regulă cu el, dar cu toate acestea nu poți să intuiești mare lucru. Este o robie teribilă, suferința sufletească. De aceea și tineri, și vârstnici, și copii, oameni de toate vârstele și categoriile profesionale, sociale, ar trebui mai mult să participe la taina Sfântului Maslu în problemele pe care le au, în neajunsurile pe care le întâmpină, în decepțiile cu care se confruntă, în dezamăgirile vieții care nu îi ocolește sau nu ocolește pe niciunul dintre noi. Cred că ar trebui să se insiste mult mai mult asupra importanței tainei Sfântului Maslu în biserici și să înțelegem mai mult din felul în care trebuie să participăm la ea. De aceea, pe baza textului biblic, am să explic mai multe din ceea ce înseamnă acest sacrament, această taină a bisericii, la care mulți nu apelăm. Și, în primul rând, poate nu din rea voință, ci din neștiință, în faptul că nu cunoaștem ce ajutor poate să însemne pentru noi taina Sfântului Maslu. Așadar, în mare, acesta este sacramentul pe care îl numim taina Sfântului Maslu, efectul și înțelesul ei ca putere pe care Dumnezeu o împărtășește celui care participă la săvârșirea acestei taine. Și acum câteva lucruri legate de anticiparea și instituirea acestei taine. De ce este important acest lucru? De ce insist pe acest aspect? Pentru că dacă taina Sfântului Maslu, și nu numai taina Sfântului Maslu, ci și alte taine, sunt instituite de biserică, adică de om, ele sunt o simplă slujbă a bisericii. Ori dacă ele au fost instituite de Iisus Hristos, de Dumnezeu, ele nu mai sunt simple slujbe ale bisericii, create de om. Pentru ajutorul nostru, cele sunt slujbe, ca să spunem așa, dumnezeiești. Sunt ajutoare dumnezeiești concretizate într-un ritual. Tot acest ajutor divin, tot acest ajutor de la Dumnezeu concretizat într-un ceremonial religios numit cult. Așadar, este important pentru noi să știm dacă această taină a fost instituită de Iisus sau instituită de om în istorie, în biserică. Sunt două lucruri diferite. Una însemnează o slujbă din cadrul bisericii instituită de Dumnezeu și voită de Dumnezeu și alta însemnează pe parcursul istoriei bisericii anumite rugăciuni care și ele sunt extrem de importante pentru noi și de mult folos sufletesc, dar instituite de biserică, de Sfinții Părinți, de ierarhia bisericii pentru ajutorul de zi cu zi. Pe exemplu, ca să înțelegeți mai bine, rugăciunile zilnice pentru diferite situații, ele sunt create în cadrul sacramental al bisericii, dar sfintele taine despre care vorbim vin direct de la Iisus Hristos. De aceea este absolut necesar să știm că atunci când participăm la taina Sfântului Maslu și la celelalte pe care le-am tratat până acum, să știm că participăm sau ne împărtășim de un har în cadrul unei slujbe, a unei taine, a unui sacrament instituit chiar de Iisus Hristos și practicat de-a lungul bisericii creștine încă de la început. Așadar, să ne oprim puțin la anticiparea acestei taine a Sfântului Maslu în Vechiul Testament. Pentru că tot ceea ce avem astăzi important în Noul Testament a fost în cadrul bisericii creștine, a fost într-un fel sau altul prefigurat
în Vechiul Testament. Lumea a fost pregătită încă de atunci pentru faza de plină, desăvârșită a ceea ce s-a prefigurat. Amintiți-vă crucea. Crucea nu a existat în Vechiul Testament ca obiect de cult, așa cum există în Noul Testament. Dar puterea ei a fost prefigurată încă în Vechiul Testament și a amintit acest lucru Iisus Hristos. Poate vă aduceți aminte, într-un moment important din istoria poporului evreu, ieșit din pustie, care la un moment dat, cârtind enorm de mult, înainte lui Dumnezeu, prin Moise, cel care ducea lui Dumnezeu cârtirea poporului, Dumnezeu a trimis o pedeapsă asupra poporului, și anume a îngăduit apariția unor șerpi veninoși, au murit foarte mulți dintre evrei, poporul a strigat din nou către Dumnezeu după ajutor și Dumnezeu îi spune lui Moise să facă un șarpe de aramă care să-l ridice pe un lemn și care a prefigurat Sfânta Cruce și puterea ei în viitor. În Vechiul Testament, tot cel care privea la șarpe, șarpele făcut de Moise era salvat și acest lucru prefigura crucea cu Hristos jertfit în Noul Testament, spre care cine privește este salvat din moarte. Ei, toate aceste lucruri e important să le știm ca să vedem de unde vine semnificația lor și e important să știm că nu ne confruntăm cu ceva omenesc, ci cu ceva dumnezeiesc. De aici importanța acestor slujbe. Haideți să vedem câteva momente din Vechiul Testament. La taina Sfântului Maslow poate vă întrebați de ce se folosește făina și unde lemnul în mod deosebit și lumânările. Iar apoi chiar niște haine care se aduc pentru cei care nu sunt prezenți sau chiar pentru cei care sunt prezenți, cei care se ungă apoi cu un de lemn. De ce le-am inventat noi aceste elemente care fac parte din slujba tainei Sfântului Maslu? Și acum haideți să ne întoarcem în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, unde lemnul era folosit ca un mijloc sfințitor. Deci ceea ce o să vedeți imediat este un fel de anticipare a tainei Maslului, care mai târziu, apoi, în Noul Testament, va fi instituită. Și există câteva momente extrem de importante din viața cultică a poporului evreu, în care unde lemnul avea un rol cu totul aparte, rol voit de Dumnezeu și poruncit de Dumnezeu. Iată, la aducerea jertfelor, spre exemplu, era folosit unde lemnul și făina. Toate cele jertfe din Vechiul Testament, o multitudine de jertfe, nu e timpul acum să insistăm asupra lor, nu este nici obiectivul întâlnirii noastre, dar aș vrea acum să citim un text din Cartea Numeri din Vechiul Testament, din capitolul 28, versetele 12 și 13, alte două referințe la texte din Vechiul Testament, spre exemplu, Ieșire 29, capitolul 29, versetul 40, și Levitic, capitolul 2, versetul 4 și următoarele, sunt texte în care se vorbește despre același lucru, lucru pe care o să-l amintim acum. Sunt textele paralele, ca să spunem așa, la textul din Numeri 28, capitolul 28, versetele 12 și 13. Iată ce citim acolo. La fiecare zi din tâi a lunii, de la o jertfă specială, a primei zile a lunii, îi veți aduce Domnului ardere de tot. Și se amintește aici un fel de jertfă pentru ziua din tâi a lunii, și anume, doi viței din cireadă, un berbec și 7000 de câte un an fără meteahnă. Apoi spune Domnul Dumnezeu, 30 dintr-o efă de făin de grâu frământată cu un de lemn, adică un fel de pâine. Deci avem animalul de jertfă, dar și un fel de pâine care se aducea concomitent cu jertfa sângeroasă, iar această pâine era făcută din un de lemn și din făină, ceea ce avem la taina Sfântului Maslu. Deci cine poruncește
aceste elemente, ca să spunem așa, de jertfă. Iată Dumnezeu, nu om. Și spune mai departe, aceasta este ardere de tot, mireasmă plăcută, jertfă Domnului. Așadar, iată, și unde lemnul și făina în Vechiul Testament erau poruncite de Dumnezeu ca elemente, componente ale unei jertfe care se alătura alte jertfe dintr-o anumită zi de peste an, adică prima zi a lunii. Deci încă de acolo găsim pâinea și unde lemnul ca jertfă adusă lui Dumnezeu sfințitoare. Să vedem mai departe despre ce este vorba. Unde lemnul se mai folosea și la sfințirea unor lucruri, unor obiecte pentru cult, necesare cultului. Și haideți să vedem un text din Cartea Ieșire, capitolul 40, versetul 9. Deci Ieșire, 40, versetul 9. Iată ce spune Domnul Dumnezeu. Vei lua mir de ungere și vei unge cortul, deci cortul mărturie, și toate cele ce sunt în el și îl vei sfinți pe el și toate lucrurile lui și sfinte vor fi. Vei unge jertfelnicul arderilor de tot și toate lucrurile lui și îl vei sfinți și preasfânt va fi. Această ungere, acest mir de aici, este format, acest mir, și din ulei. O să vedem mai departe. Și mirul avem exact într-o compoziție asemănătoare și astăzi. Deci mirul din biserică cu care se ung cei nou botezați este altceva decât undelemnul cu care ne ungem la taina Sfântului Maslu. Cu mir se unge cel nou botezat imediat după săvârșirea tainei Sfântului Botez într-un sacrament aparte. Iar acest mir este cu totul altceva decât undelemnul de la Maslu. Mergem mai departe, unde lemnul se mai folosea și la sfințirea unor persoane în Vechiul Testament, cărora li se încredințau diferite demnități. Iată, pe exemplu, demnitatea de împărat sau rege. Foarte important acest lucru. Era un element de consacrare în cea mai înaltă funcție în stat, adică în istoria poporului evreu. Deci nu s-a folosit nici apă, nu s-a folosit nici vin, nici orice alt lichid, ci unde lemnul. Iată despre ce este vorba. În Cartea întâi a Regilor, în capitolul 15, versetul 1, citim. Și a zis Samuel către Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ung rege peste Israel. Iată, profetul Samuel este trimis de Dumnezeu să-l ungă rege pe Saul. Acum ascultă glasul Domnului. Ungerea era făcută cu un de lemn. Era ungerea poruncită lui Dumnezeu, semnul vizibil. Prin acest element sfințit, semnul vizibil al voinței lui Dumnezeu exprimată în alegerea unei persoane pentru a fi rege, pentru a fi oarecum reprezentantul lui Dumnezeu, adică cel voit de Dumnezeu, pentru că vom vedea imediat, doar cel voit de Dumnezeu era un rege, era un semn, semnul ungerii era un semn că Dumnezeu îl vrea, că Dumnezeu l-a ales. Ce frumos era în Vechiul Testament alegerea mai marelui poporului, adică cel era ales care era voit de Dumnezeu, ales de prorocul sfânt, de omul lui Dumnezeu. Cât de mult ne-am îndepărtat de voința lui Dumnezeu vis-a-vis de cei care sunt la cârmă destinelor popoarelor. În Cartea întâi Regi, capitolul 16, versetul 1, citim. Și a zis Domnul către Samuel, către același proroc, până când vei plânge după Saul? Să vă explic imediat. Oare nu eu l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umpleți cornul cu unde lemn. Vedeți aici, clar spus, umpleți cornul cu unde lemn și vino. Eu te voi trimite la Isei, în Betleem, căci dintre fiii Isei mi-am ales un rege. Saul, ales de Dumnezeu, am văzut în primul text, din Cartea Regilor, capitolul 15, este și lepădat de Dumnezeu după ce nu ascultă de Domnul Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lepădat. Este vorba de o luptă în care îl cruță pe toți cei care au fost prinși
deși avea poruncă de la Dumnezeu stârpirea lor și de la profet. Și Domnul Dumnezeu s-a supărat pe Saul pentru că n-a ascultat de vocea lui și de porunca lui și l-a lepădat. Dar profetul Samuel, cel care l-a uns pe Saul și care l-a iubit pe Saul și care știa că e alesul Domnului, nu se împăca cu gândul că Saul nu mai este rege sau că este lepădat de Dumnezeu. Și Dumnezeu vede tânguirea profetului. De aceea intervine și spune, eu l-am lepădat, nu te tângui, nu omul l-a lepădat. Nu omul l-a îndepărtat, eu. Și-ți dau o altă poruncă, să ungi un alt rege. Și acel rege pe care Samuel l-a uns după ce Saul a fost lepădat de Dumnezeu, nu este altul decât David. Deci David, din Betleemul Iudei, din casa lui Isei, este ales rege. Și dacă citiți mai departe capitolul acesta și următoarele, o să vedeți cât de frumos este uns rege David, chemat de Dumnezeu și voit de Dumnezeu încă de la o vârstă tânără, un copil încă, o mică adolescență, să spunem așa. De atunci l-a ales Dumnezeu pe David. Dumnezeu l-a iubit mult pe David și Dumnezeu alege altfel decât aleg oamenii. Înaintea lui Dumnezeu, vrednicia oamenilor este alta decât cea pe care oamenii o aprobă și o apreciază. Înaintea lui Dumnezeu, vrednicia poate să fie alta decât cea pe care oamenii o cred și o preamăresc. Se duce profetul Samuel în casa lui Isei, îi spune acest lucru și cheamă pe feciorii lui și Samuel nu știa care este alesul lui Dumnezeu. El a fost trimis numai în casa lui Isei și vine unul și chipeș frumos în alt și vine altul și altul și Domnul Dumnezeu îi spune lui Samuel, nu lunge pe acesta, nici pe acesta, nici pe celălalt, îl oprește de fiecare dată. Și așa ajung toți feciorii lui Isei în fața profetului Samuel și Domnul Dumnezeu nu-i permite lui Samuel să ungă pe niciunul. Și Samuel la sfârșit se întreabă, nu mai era nimeni acolo, erau toți feciorii mari al lui Isei. Și s-a gândit Samuel, dacă Domnul Dumnezeu m-a trimis aici, pe cine să ungă acum? Iată, niciunul nu-i alesul lui. Și atunci Domnul Dumnezeu îi spune, mai este unul. Și Samuel îl întreabă pe Isei, mai ai vreun copil? Da, mai am unul. E un paște oile, e la câmp, un copilaș, e la câmp cu oile. Păi cheamă-l și pe acela. Și Isei poruncește să fie adus David. Și când îl vede Isei pe David, un copil tânăr, Domnul Dumnezeu îi spune, acesta este. Acesta este alesul meu. Și îl unge pe David rege. Și Saul nu știa. Și urmează pentru David, într-adevăr, o lungă perioadă de pribegie ca rege, uns rege, ales rege, după marea victorie din fața lui Goliat. Prima mare faptă a lui David, în care el s-a arătat ca unul voit de Dumnezeu și înzestrat de Dumnezeu cu putere să conducă poporul. Și Saul îl invidiază pe David, dar dacă citiți Cartea Întâia Regilor, veți vedea mult mai multe din felul în care s-a comportat Saul cu David, pe de-o parte, și felul în care David s-a comportat cu Saul. Ne amintim la un moment dat că într-un anumit loc, într-o anumită peșteră, Saul, care plecase cu mulți ostași să-l prindă pe David, David era în acea peșteră și Saul intrase acolo pentru nevoile lui, ne spune Sfânta Scriptură. Și David s-a apropiat de poala lungă a regelui Saul, taie o fâșie din ea și toți oamenii care erau cu David în peșteră îi spun, acum ți l-a dat Dumnezeu în mână, omoară-l, ucide-l, că el a venit să te ucidă. Și David n-a făcut asta. Cu alte cuvinte, el spune, nu, pe alesul Domnului, pe unsul Domnului, nu pot să-l omor. Cu alte cuvinte, el spune, are Dumnezeu grijă de el. Ce să facă cu el? Și Saul iese afară și David, la un moment dat, după ce Saul se îndepărtează, iese și el și-l strigă. Îi strigă lui Saul. Și Saul îi recunoaște vocea și spune, al tău glas este copilul meu. Și spune David, de ce umbli după mine eu care sunt un purece? Textul original pe pământ, tu ești rege. Și Saul, văzând că nu l-a omorât și a fost în mâinile lui, a lui David,
Până la un moment dat, tu ești mai bun decât mine. E o întreagă istorie dramatică a lui David, pe care o trăiește în relație cu Saul, până când Saul moare. Ei, iată, revenind, acest David este uns rege cu un de lemn sfințit de către profetul Samuel. Și un moment important în care uleiul era folosit pentru consacrarea în demnitatea de rege sau de împărat. Mai multe vom vedea data următoare. Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.